Cezalău va întâlni mâine după amiază pe teren propriu Unirea Deș, ocupanta locului 10 din clasamentul seriei a 5-a. Zălăoanii speră la o victorie, cu toate că și în cazul unui succes vor rămâne pe poziția 12-a. FC Zalău a obținut două victorii în primele două partide susținute pe teren propriu în returul Ligii a 3-a, iar mâine după amiază va primi vizita echipei Unirea Deș, formație situată pe locul 10 cu 19 puncte acumulate. Indiferent de pozițiile din clasament ale celor două formații, partidele dintre formația zălăoană și cea dejană au avut întotdeauna ceva aparte. De altfel, nu odată s-a întâmplat când un astfel de joc s-a lăsat cu demisii în conducerea tehnică a Zalăului, indiferent că a fost vorba de un joc de divizia B între Armătura Zalău și Unirea Deș sau de o partidă de Liga a 3-a între FC Zalău și echipa dejană. Cele două echipe nu traversează acum o perioadă bună, însă cele trei puncte puse în joc ar putea conta mult în economia clasamentului la finalul sezonului. Dejenii au făcut câteva transferuri importante în pauza de iarnă, dar președintele Ioan Morar nu concepe ca Zalăul să iasă fără victorie de pe teren. Da, Unirea Deș și ei sâmbătă au învins pe cei de la Galda. Din câte mi-a spus directorul de la mine, domnul Magdaș, că au jucat foarte bine Dejul și ei din iarnă s-au întărit, au adus câțiva jucători buni și va fi un meci destul de greu, foarte greu va fi. Înaintea duelului de mâine, FC Zalău ocupă locul 12 cu tot atâtea puncte acumulate, însă chiar și în cazul victoriei, formația de la Poalele Meseșului va rămâne pe această poziție. Ocupanta locului 11, CS Oșorhei, va câștiga la masa verde disputa cu Luceafărul Bălan, având în vedere că formația sălăjană s-a retras din campionat înaintea începerii returului. Meciul dintre FC Zalău și Unirea Deș este programat la ora 17 pe stadionul municipal.